prezenți toți 17 consilieri. Rog pe domnul președinte să supună spre aprobare procesul verbal de la ședința anterioară. Supune spre aprobare procesul verbal de la ședința anterioară. Cine este pentru? S-a aprobat cu număr de 17 consilieri. Dau cuvântul domnului primar pentru a prezenta ordinea de zi a ședinței de astăzi cu suplimentarea celor două puncte care v-au fost puse la dispoziție la începutul ședinței. Da, bună ziua și bine ați venit la ședința de astăzi, 2 mai 2017. Avem 25 de puncte pe ordine de zi. Vă spun spre analiză și aprobare încă două puncte pe ordine de zi. Care le-au fost puse la dispoziție la începutul ședinței. S-au comunicat la ședințele de comisie, știți probabil despre ce este vorba și o să le discutăm la momentul respectiv. Dacă sunteți de acord cu ordine de zi. Deci, ați primit fiecare convocarea la ședință în care ați avut și punctele de pe ordine de zi. Se face o propunere de suplimentare cu încă două puncte pe care le-ați primit. Așa că, conform articolului 30 din regulament, supunem la vot proiectul ordinii de zi. Cine este pentru? S-a aprobat cu număr de 17 consilieri. Acestea fiind spuse, sper într-o discuție constructivă în cadrul Consiliului Local, la ședința de astăzi, și pentru că avem foarte multe puncte pe ordinea de zi, aș vrea să mă folosesc de dreptul meu de dat de articolul numărul 33 din regulamentul aliniatul 3 și să propun limitarea discuțiilor pe proiectele de hotărâri la 2 minute intervenție pentru fiecare consilier. Dacă sunteți de acord, cine este pentru? S-a aprobat cu un număr de 17 consilieri. Intrăm pe primul punct al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale a membrilor Asociației Comunelor din România. Discuții dacă sunt pe acest proiect. Avizul comisiei? Aviz favorabil. Comisia Curie. Având în vedere că avem aviz favorabil al comisiei, supun la vot primul punct al ordinii de zi. Cine este pentru? S-a aprobat cu un număr de 17 consilieri. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de analiză și acoperire a riscurilor de pe teritoriul Comunei Dofteana. Inițiator proiect primar și Comisia Juridică. Dacă aveți explicații, domnul primar, vreți prezentați? Deci, la ședința de comisie am trimis reprezentantul sau șeful serviciului voluntar pentru situații de urgență și bănuiesc faptul că vă dați explicații necesare. Da. Deci aviz al comisiei, avem aviz? Aviz favorabil. Aviz favorabil. Supune la vot. Cine este pentru? S-a aprobat cu un număr de 17 consilieri. Punctul 3 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind reactualizarea regulamentului de organizare și funcționare a serviciului voluntariat pentru situații de urgență. Inițiator proiect primar, Comisia Juridică. Proiect... La fel, ca și la subiectul numărul 2, vă dați explicații șeful serviciului voluntar pentru situații de urgență. Proiectul a fost discutat în Comisia Juridică. Ce aviz avem? Aviz favorabil. Supune la vot punctul numărul 3. Cine este pentru? S-a aprobat cu un număr de 17 consilieri. Proiect de 4. Proiect de hotărâre privind reorganizarea serviciului voluntar pentru situații de urgență. Inițiator, proiect primar, Comisia Juridică. Cine este pentru? E celălalt? Nu e același. S-a transformat din serviciu 3 în serviciu 2. De categorie. Scuzați, intervenție. Da. Deci, avizul comisiei. Cine este pentru? S-a aprobat cu un număr de 17 consilieri. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii unui drept de uz și a unui drept de servitute asupra terenului în suprafață totală de 8.460 metri pătrați, respectiv 49,5 metri pătrați, în favoarea SC Delgaz Grid S.A., inițiator proiect primar și Comisia Juridică. Comisia Juridică, dacă... Dată aviz favorabil. Ați dat aviz favorabil. Da, domnul președinte, eu... Da. Da, poftiți, domnul primar. Nu știu cât de bine s-a înțeles de către Comisia Juridică. Este vorba despre
satul Haideac, până la Părău Adânc, acolo vrem și dorim să extindem rețeaua de furnizare a energiei electrice. Ni se solicită 49,5 metri pătrați cu titlu gratuit pentru fiecare stâlp care va fi montat până la Părău Adânc. Trebuie să avem inclusiv contribuția noastră, pentru că este o rețea de interes național și avem nevoie de avizul dumneavoastră, întrucât se va construi și această rețea, inclusiv un transformator electric, acolo unde noi vom avea și obligația să venim cu o anumită cofinanțare, dar nu știm la ora actuală care va fi valoarea. Dacă aveți discuții. Da, discuții pe baza acestui proiect, intervin. Dacă nu, avem aviz favorabil de la comisie, supunem la vot cine este pentru. S-a aprobat cu un număr de 17 consilieri. Proiectul numărul 6. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului de închiriere a unor terenuri către SCOMV Petrom S.A. Inițiator proiect, primar, Comisia Juridică. Da. Dacă îmi permite, domnul președinte, câteva ședințe în urmă, ați aprobat la data de 1 martie 2017 s-a încheiat contractul de închiriere între Petrom și Unitatea Administrativă Teritorială Dofteana, în care avem o valoare în ultimii 3 ani. Parcă 3 ani, doamna... 5 ani. Da? Cu aprobarea dumneavoastră am efectuat acest raport de evaluare și expertiză, din care iese o valoare, doamna Zumărână, da? Cât o ieșit de la... 3,64 lei pe metru pătrat. 3,64 lei pe metru pătrat. Deci de la 3,64 lei pe metru pătrat se pleacă la licitație, Propunerea noastră a Consiliului Local. În urma referatului efectuat și depus la Consiliul Local de către doamna inspector Zăvoreanu, domnul a propus, nu 3,64, a propus 8 lei de metru pătrat indexat anual cu indice de inflație. Motivul care este? Inclusiv alte unități administrative teritoriale care au colaborare cu Petromul, dumnealor au primării din zonă 30 de lei de metru pătrat pe teren și 60 de lei de metru pătrat pe drumurile de acces. Primării alăturate nouă. O altă primărie vecină cu noi, la fel, are 25 de lei pe teren și 15 lei pe drum. Noi am propus la jumătate. Noi nu suntem nici oraș și nici municipiu și am propus la jumătate. Noi, doamna inspector, 8 lei de metru pătrat. Vă rog că, și cred că a studiat destul de bine în comisie, cu siguranță vom ajunge și în instanță cu dumneavoastră, exact aceleași proceduri care l-au avut și alți similare ai noștri. Vă propun spre analiză și aprobare acest proiect de hotărâre cu 8 lei de metru pătrat, fie pe terenuri, fie pe drumurile de acces a celor de la Petrom. Dacă aveți discuții. Discuții pe acest proiect? Comisia? Având aviz favorabil de la comisie, supunem la vot. Cine este pentru? S-a aprobat cu număr de 17 consilieri. Proiectul numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea reparării acoperișului clădirei casei satului la Iliescu, zona Valea Corului, cu cele două anexe existente și reabilitarea căilor de acces cu pavele. Inițiator proiect, primar și Comisia pentru Buget. Domnul primar? Da. Vă propun spre analiză și aprobare. Este vorba despre Casa Satului. Acolo unde este magazinul la Iliescu, se numește Casa Satului. Este construită cu mulți ani în urmă, cred că înainte sau după anii 1970, la inițiativa unui grup de inițiativă din sat de acolo, s-au contribuit cu sume financiare și s-au construit acel magazin. Acel magazin, pe parcursul timpului, s-a transformat în anexa gospodărească a acestui magazin. Se mai fac și diferite botezuri și alte evenimente, oameni și așa mai departe. La inițiativa mai multor persoane, număr 30, uitați, 30 de persoane care au semnat acest tabel, solicită aprobarea de către dumneavoastră a înlocuirii acoperișului, inclusiv la anexele gospodărești, sunt două, una mai mică și una mai mare, și completarea pe o suprafață de beton cu pavele bietonate. În baza legii 98/2016, în situația în care dumneavoastră veți da aviz favorabil, se va face achiziție publică și se va proceda la înlocuirea acelui acoperiș nu cu țiglă cum se află deteriorată, ci cu tablă tiblindă.
În baza legii 98-2016, care stă la baza achizițiilor publice, în următoarele ședințe ale Consiliului Local din anul 2017, veți fi informați cu ce valoare s-a luat de pe serviciul de achiziții publice fiecare lucrare care astăzi este trecută pe ordinea de zi a dumneavoastră. Discuția. Deci am avut explicațiile domnului primar. Aș vrea să aud și punctul de vedere al consilierilor de la PNL și punctul de vedere al consilierilor PSD. Avem un articol în regulament care ne cere opinii din partea ambelor grupuri. Deci? Domnul primar, o întrebare. Ce statut are Casa Iliescu? Ca și... Adică cine plătește pentru ea acolo impozitul pentru... Acolo se numește Casa Satului. Deci da. Casa Satului este cetățenilor din comuna, din satul Cucuiesc, comuna Lofteana. Dumnealor, prin ce metode strânge bani și plătește impozitele și taxe la primăria Lofteana, inclusiv energia electrică, care este furnizată de către EON, și dumneavoastră îl plătești, ca o chitanță de stabilizație. Acolo se știe foarte bine care și domnul Brozavu închiriat acolo în un magazin, acolo... Domnul Brozavu plătește autorizație de funcționare pe acel magazin, vreau să înțelegeți. Are autorizație de funcționare inclusiv doamna Solomie și domnul Brozavu. Cele două magazine care sunt deocamdată acolo, dar este loc și de trei. Deci dumneavoastră stabilesc aceste reguli, nu noi. Noi... Pe punctul de lucru pe care dumneavoastră l-au declarat în termen de 30 de zile după deschiderea punctului de lucru, își plătește impozite și taxe, deci autorizația de funcționare care cuprinde și salubritatea. Inclusiv impozitele și taxe pe plădiri. Tot oamenii de acolo. Cineva de acolo a depus o reclamație către EON pentru a desființa branșamentul electric, lucru care nu s-a putut. Branșamentul electric este pe numele unei persoane de acolo, pe Asolomie, iar clădirea este pe numele Casei Satului. Așa se numește. Așa au fost înscrise în anul 1970. Casa Satului. Prin contribuția cetățenilor din satul, da, s-a construit această casă. Bun. Dumnealor au întreținut-o până astăzi. Și o întrețin în continuare, cât o putea. Au solicitat sprijinul Consiliului Local, să o acoperim, că tot satul se va folosi de ea. Altceva nu pot să vă spun. Domn primar, dar nu se poate face cumva un cadastru și trecut la primărie, ca să mai facem investiții, poate face o sală de făcut nunți, cum a spus dumneavoastră, sau metrii mai mici, sau nunți mai mici, ca să mai facem investiții. Uitați despre ce este vorba. La vechimea pe care o aveți dumneavoastră în Consiliul Local, ar trebui să cunoașteți legea, în primul rând. Da, știți ce se întâmplă? Ca să efectuezi un cadastru, trebuie să faci dovada proprietății. Da? Da. Ori primăria poate să facă dovada proprietății la Casa Satului, domnul Amărin? Da. Spuneți-mi și mie, primăria, unitatea administrativ teritorială, poate să facă dovada proprietății la Casa Satului? Nu se poate, dar sunt unii firmi care vrea să deschidă la domnul Iliescu și el nu le dă drumul. Asta este cu tot o altă discuție. Deci nu este sub administrarea unității administrative teritoriale. Nu. Dar acolo, dacă dumneavoastră spune și știu și eu, are un punct de lucru domnul Brozavu, o deschis cu aprobarea cuiva. Nu a venit să solicite la noi nimic absolut, pentru că nu este casa noastră, nu este administrarea noastră. Nu. Iar acolo se fac pomeni. Da. Praznic bisericesc. Ce se fac acolo în anexa respectivă? Da. Da. Fiind insalubră, are un tavan de folie de plastic, ați văzut că acum o dată jos așa, construit prin schelet metalic care s-a lăsat datorită intemperiilor. Găuri de ciment? Sigur că da. Și este, să vă spun așa, multe întâlniri prin care ați participat și dumneavoastră, da, a cetățenilor din sat, care au ridicat problema clară. Domnule, uitați în ce situații se află betonul de acolo, din pardoseala, grupul sanitar. Uitați-vă cum arată acoperișul. Iar la ora actuală, mai puțin sunt oameni cum era în anii 1965-1970 ca să pui din buzunar niște bănuți să reabiliteze acea clădire. Noi, sau eu, v-am pus spre analize și aprobare să dăm sumele necesare din bugetul local al unității administrative teritoriale pentru că acea casă nu rămâne nici unității administrative și nici a noastră. Rămâne la generațiile care vor veni după noi. Iar cadastru, să știți că OCPI-ul, nu știu dacă ar intambula pe numele altor persoane fizice decât acele care sunt
trecute în registrul agricol. Deci în felul ăsta. Multe lucruri sunt neclare și la Pucuieți, inclusiv cu magazinul Coop, știți că ați fost și în instanță acolo și v-a respins, pentru că nu aveați calitate, știți destul de bine, așa? Inclusiv cu izlazul care vedeți în Devărmășii, inclusiv cu pădurea care este nu în Devărmășii, dar în schimb este proprietatea cetățenilor și nu dețin acte. Dețin actele cele din anul 1936, care se folosesc la instrumentarea noilor acte în baza legii 247. Da. Asta pot să vă spun. Dacă cetățenii de acolo vor să-și facă cadastru, să o facă, dar tot pe numele acelui grup de inițiativă. Am înțeles. Da. Altfel nu pot. Nu avem noi păsumire. Mulțumim. Da. Deci, din explicațiile domnului primar, rezumând, se propune reabilitarea acestei clădiri, care eu consider, și exprimând punctul de vedere al consilierilor PSD, că este în interesul alegătorilor noștri. Și, dacă vreți, mai interveniți, domnul? Nu. Dumneavoastră, spus faptul că ați luat cursul alegătorilor tuturor care ne-au luat grupului de la PNR și ați spus, ați promis că luați și cursul grupului. Exact. Și da, n-ați luat. Unde ați făcut? Păi eu ce am exprimat punctul de vedere al consilierilor PSD care am spus că este în interesul cetățenilor să reabiliteze această clădire. Și a nostru, bineînțeles. Ăsta e punctul nostru de vedere. Așa că supunem la vot. Da, domnul Pizică, dar vreau să vă reamintesc faptul că noi am promis în campanie electorală la 2-3 zile în 12 decembrie că prioritatea PNL este podul de la Larga. Întrebarea mea este așa. Câți bani ați dat la podul de la Larga? Dumneavoastră, prioritatea. Da. Știți unde arată podul? Unde e acum? Ați fost odată? De când el este în construcție? Este foarte bine. Dar spuneți că aveți o prioritate. Mă gândeam la faptul că vă ceți mai des și vă ceți cu niște sume de bani. Lucruri pe care nu l-ați făcut. Continuați. Să revenim la proiectul nostru de hotărâre. Deci, avizul comisiei. Cine este pentru? S-a aprobat cu un număr de 17 consilieri. Punctul 8 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea reabilitării cijmelei situate în centrul satului Cucuieț. Punct Hanganu. Inițiator proiect primar, Comisia pentru Buget. Da. Discuții pe acest proiect de hotărâre? Domnul primar? Da. Aș vrea să vă reamintesc faptul că această lucrare a mai fost pusă pe ordinea de zi cu ani anterior. Inițiatorul acestui proiect era numitul fost consilier Spoiala Gheorghe. Nu Spoiala Gheorghe. Da, Spoiala Gheorghe și Merinte Gheorghe. Merinte Gheorghe a fost invitat astăzi în ședința Consiliului Local, dar probabil a fost invitat prea târziu și chiar vreau să-i o dedic că dumnealui de fiecare dată și chiar am avut discuții chiar și contradictorii, bineînțeles constructive, și am promis inclusiv în campania electorală faptul că vom reabilita această fântână, cijmea. În ce constă? Rămân luceri la fel cum le-ați văzut dumneavoastră. Crucea respectivă care este construită din piatră cu foarte mulți ani în urmă, ea va fi reabilitată în ce sens? Va fi șlefuită, ca să mă înțelegeți, și dată cu un lac probabil de piatră, se va turna o platformă betonată în fața ulucilor respective, el vor fi bine stabilite ca să nu mai acest să aibă scurgere altelor. Se va construi un zid nu înalt tare pentru a proteja stâncile care vin de sus, inclusiv acoperișul la troița respectivă, acolo este și o troiță deasupra crucii. Și celelalte necesare care sunt pentru a putea să funcționeze în condiții normale. Vedeți dumneavoastră că marea majoritate a cetățenilor de acolo din zonă duc animale la apă, acolo la adăpată, în general iarna, nu are scurgere cum trebuie, este mizerie și vin și din alte localități și iau apă de acolo, de la ceea ce știu. Dacă dumneavoastră aveți discuții. Da, discuții pe baza acestui proiect. Avizul comisiei? Favorabil. Supune la vot cine este pentru? S-a aprobat cu un număr de 17 consilieri. Punctul 9 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea reabilitării parcării exterioare a primăriei Comunei Dofteana cu montarea de borduri și pavele, precum și betonarea drumului de acces din zona Contea Vasile, scena din aer liber. Inițiator proiect primar, Comisia pentru Buget. Da. Domnule, da, explicații, poftiți. Da. Este vorba despre parcarea din fața primăriei, aici, unde cândva era un șans de scurgere a apelor pluviale, să-l numim așa. În anii 2010 a fost reabilitat, turnat beton peste acel șans și colectarea apelor pluviale prin gadire de scurgere a apelor și conducerea apei în râul Dofteana.
La ora actuală, vedeți dumneavoastră, scurgere prea multă nu are, a început să deterioreze parcarea și în aceste condiții, inclusiv lângă scenă, partea laterală lângă scenă, lângă Contea, vrem să o betonăm, iar parcarea să o facem din pavere pietonale groasă de 8 cm, inclusiv cu acele borduri care sunt prevăzute patinate, de așa natură să putem intra în parcare cu autovehicul rutier. Gândindu-mă la faptul că am făcut la mulți lucruri de felul ăsta, am făcut inclusiv un centru civic, facem și la alte unități, cum ar fi Casa Satului, cum ați văzut, trebuie în primul rând să ne facem noi și să ne gospodărim la unitatea administrativă, că aici vin multe persoane și trebuie să avem condiții decente. Dacă aveți discuții. Da, nu s-ar putea face o parcare menajată și dincolo de drum? Să mai facem câteva parcări tot cu ocazia asta, dacă se reabilitează parcarea asta. Cu ocazia asta se numește bani. Da. Deci deocamdată trebuie să o facem pe asta, să facem achiziția. Și gândirea nu este rea. Vedeți, dumneavoastră, în fața Casei de Cultură, noi ne-am turnat betoane acolo, mai încolo până la Părintele Isache. Și să știți că chiar mă gândesc așa, facem, dar până într-o zi facem. În momentul când va lua ființă proiectul de canalizare cel mai târziu, în a doua decadă, 2018-2019, toate aceste parcări vor fi, știți cum, deteriorate, stricate și se va introduce canalizare. Bine, până atunci nu putem să stăm cu mâna în buzunar. Poate nu ia ființă, poate ia ființă peste 3 ani, sau știu, nu putem să stăm așa. Dar în funcție de costuri, în funcție de puterea bugetului local, le vom face și pe astea. În parcarea de la unitatea administrativă, am fost și la alte unități administrative, am văzut, să știți că mai car încă pe aproape toate mașinile. Dar noi numim parcare la ieșire pe poartă și numim parcare și cei de la grădinița cu program prelungit. Ori aici este prevăzut numai ce este la primărie, nu și la grădinița cu program prelungit. Ele, dacă vin parcate înclinat, ar încăpea aproape toate mașinile. Și ne limităm aici pentru că suntem în hotar cu DG116D, drum care nu este proprietatea unității administrative teritoriale. Se află pe domeniul administrativ, dar nu este proprietatea noastră. Și ne limităm cu acele borduri despre care v-am spus. Dar să știți că apreciez în momentul în care mai are și altcineva, inclusiv alte păreri, în funcție de posibilitățile financiare, o să le facem și pe asta. Dar vorbim și de partea aia altă. Uitați-vă dumneavoastră la magazinul cu 8, la Valentina, cam ce gropi sunt. Mulți o izbit baia la mașină acolo, la intrare și la ieșire. Aici mă gândeam că e fața primării. Înțelegeți dumneavoastră? Mai... Le facem pe toate, dar nu putem toate odată. Noi nu lucrăm cu credite, noi lucrăm cu banii noștri. Să fac mai încetul, dar să fac părerea mea bine. Da. Apreciez propunerea dumneavoastră, este constructivă. Domnul primar a dat explicații, deși probabil prin viitor se va materializa. Vreau avizul comisiei pe acest proiect de aviz favorabil. Aviz favorabil. Discuții mai are cineva? Supune la vot cine este pentru? S-a votat cu număr de 17 consilieri. Proiectul numărul 10. Proiect de hotărâre privind organizarea evenimentului Zilele Comunii Dofeana 2017. Inițiator proiect primar și Comisia pentru Programe și Dezvoltare Economică-Socială și de Finanțe. Da. Dacă îmi permiteți, din câte cunosc, dacă nu greșesc, doamna viceprimar, se împlinesc 582 de ani de la prima atestare documentară a Comunei Dofteana pe data de 8 septembrie. Știți că în anul 1436 au luat ființă prima atestare a Comunei Dofteana. Vă solicit și vă supun spre analiză și aprobare organizarea acestui eveniment. Motivul printre care v-am pus spre aprobare și să analizați acest proiect, l-am pus, să zicem așa, prematur mai dinainte, ca să știm ce măsuri de siguranță ne vom lua noi împreună cu cei de la impozite și taxe. Aici vom nominaliza prin dispoziție de primar o persoană care va încheia acele contracte de sponsorizare cu diferiți agenți economici, chiar poate fi și persoane fizice, care doresc ca să vină cu sume de sponsorizare, așa cum au venit de fiecare dată. Noi, în 9 ani de când suntem și conducem primăria, am organizat zilele localității doar de 2 ori. Doar atât. Din experiența pe care o avem noi și din ofertele pe care ne le fac diferite firme care vor să vină să organizeze aceste zile a localității, aceste evenimente, solicită
cheltuieli de cazare care stau la baza cazării, a echipei tehnice care vine și montează și demontează această scenă, care vine cu 3 zile înainte și apoi mai stă 2-3 zile până demontează, le încarcă și bineînțeles trebuie să locuiască undeva. Mai sunt cheltuieli care stau la baza organizării. De fiecare dată vă spun, în momentul în care organizam acolo pe veche locație, unde știți și la cine eram, îi plăteam sume destul de mărișoare de bani și apoi trăgeam inclusiv energie electrică din transformatorul de la Vancea, inclusiv apă potabilă de acolo și mai aveam și un generator sau două care asiguram puterea instalată a scenei. Într-o ședință anterioară, dumneavoastră ați aprobat achiziția unui sau două generatoare de putere mare, unul va fi de 70 de kVA, care nu știu dacă va avea și puterea să ducă scena, dar în regim de avare va funcționa la primăria, la unitatea administrativă teritorială, pe perioada în care se va întrerupe energia electrică. Iar acolo, la fel, pozat pe stâlp, dacă noi vom face în zona stadionului sau chiar pe stadion, trebuie să tragem cablul de putere instalat mare pentru agenții economici care vin și desfășoară activitatea acolo, iar puterea instalată va fi asigurată de acel generator pe care intenționăm și chiar suntem în faza de a avansa contractul din câte folosim. Așa. Din motivul ăsta vă supun spre analiză și aprobare și la momentul respectiv, cu aprobarea Consiliului Local, vom înainta și vom da diplome celor care împlinesc 50 de ani de căsătorie, cei care s-au evidențiat și au obținut diferite premii, copiii mă refer și nu numai, la nivel de localitate și alte cheltuieli. Trebuie să ne montăm lămpile respective, trebuie să fie vizibilitate maximă, trebuie să salubrizăm, trebuie să facem multe, multe, multe lucruri și cheltuieli acolo. Materialele pe care le-am primit, am văzut referatul doamnei Hârbu Maria, care probabil este mai în temă decât noi pe această... Spune. Și dacă vreți să veniți cu ceva completări? Nu, ce-am față de ce ne-a spus domnul primar? Nu. Da. Deci noi am avut o discuție. Am avut o discuție. Cu cei care au venit și ne-au făcut o ofertă, sunt aceleași persoane care au făcut în anul 2015, așa, pe noi ne-au costat prea mulți bani la momentul respectiv. Au venit cu un, nu numai, cu un catering, s-au venit cu restaurante de așa natură care face un comerț civilizat, pentru că fără aprobarea DSV și DSP nu pot să-și desfășoare activitatea economică aceste firme, fără să ai un grup sanitar cât de cât salubrizat, fără să ai apă potabilă să spele pe mâini, fără să ai ca acea marfă să fie ținută la frigider, deci ne asumăm mari responsabilități în condițiile astea. Și vă spun din experiență, suntem și verificați. Nu numai de DSV, DSP, a doua zi au venit și alții. Da. Vă spunem la o parte între dumneavoastră. La zile doftene, de data aceasta, poate să aibă loc și bănesc societăți de la noi din comună să-și ia desfășoare activitatea. Celelalte, cultura trecută nu prea au avut loc. Vreau să deci, vă exprimați pe înțelesul tuturor. În ce sens? Nu au fost primite să-și, să-și vândă produsele, societăți din zona. Cine sunt acele societăți? Vă rog să nominalizați una. Marea majoritatea lor. Una, vă rog să nominalizați. De exemplu, Roata și... Sorin, te rog frumos, fost? Du-te afară și o sună pe Roata să vii încoace în două minute. Nu, domnul primar, nu, eu nu prea am fost acolo. Nu facem nici campanie electorală. Dar nu fac campanie electorală, domnul primar. L-am invitat eu, ca să știți, da? Pe Cătălin Zapor. L-am invitat pe Roată, am invitat pe doamna Muche, înțelegeți? Am invitat pe Edi Flor, Cornel Botezatu, și au refuzat. Am deci vă rog să nu transformați... Nu am știut explicație. Nu, ați știut-o și ați comentat-o și în campanie electorală. Nu am știut-o. Da. Ați comentat-o inclusiv cu doamna de pe Hagher. Poftim? O spus că nu au fost primiți. Acum iarăși ați repetat, nu au fost primiți. Deci am invitat și o să domnul primar, nu pot să vin, nu pot să fac față, datorită faptului că acolo trebuiește personal specializat, în care nu pot, mă fură toți de pe toate părțile. Așa. Cel ce organizează, care vine și organizează, nu organizează nu numai la noi, e organizat în orașul Sălii Moldova, din câte mi-au aminti, la momentul respectiv, organizat și în Onești, din câte cunosc, și în alte orașe ale țării, așa. Ei au venit cu restaurante, ei au venit cu tot ceea ce trebuie, iar cei care au venit de la noi trebuia cu chitanță să le plătească o taxă lor. Dom'le, noi am închiriat, facem așa. Dar înainte de taxă de orice, eu i-am invitat pe dumnealor aici și le-am luat pulsul. Vreți? De două ori am făcut lucrul ăsta. Deci mai mult de atât nu pot să fac.
Înțeles. Da. Ei probabil și-au făcut o analiză și-au gândit faptul că ori nu face față, că aici v-am spus să și verificați toți. Deci nu aș vrea să mutăm discuția și să facem capital electoral din așa ceva. Nu, că nu au fost primiți. Nu au venit. Înțelegeți dumneavoastră? Dar haideți să vă întreb, în anii 2005, 2000, nu știu, 2007 sau cum să mai fac, când era doar numai o singură societate. Domnul Avădeni, că altcineva nu a mai fost. Eu m-am dus odată și m-am lecuit, domnul Balcanu și destul de clar. Au fost invitați și atunci. Și n-au venit. Dar în anul 2009 au fost, Dumnezeu să le ierte, Sirii Gurgui, știți destul de bine, au fost Tomiș, au fost Avădeni și mult mai mulți, care au vrut. Doamna Biri, cobrit, a plătit o taxă, i s-a dat chitanță, s-a încheiat un contract. Deci nu facem lucruri de astea, că nu... Deci, având în vedere că s-au lămurit discuțiile, dumneavoastră ați primit explicația necesară, vreau avizul comisiei mele. Comisia aviz favorabil. Atunci se supune la vot cine este pentru. S-a votat cu număr de 17 consilieri. Proiectul numărul 11. Proiect de hotărâre privind construirea de rigole de-a lungul de drumului comunal 131, zona Sat Seaca, Pantă Hârbeanu, Comuna Dofteana. Inițiator proiect primar, Comisia pentru Buget. Da. Poftiți, domnul primar. Aș vrea să fac o rectificare. Prima dată. Numărul 1. Se numește drumul DC-131A. Și ca să știți și dumneavoastră, DC-131A pleacă din DJ-116D vis-a-vis de Creandă și duce până în DN-12A. Adică, traversează Seaca, trece pe la sondele care știți dumneavoastră, de pe Osoi și coboară în DN-12A, unindu-se cu drumul de acces agricol. Cândva va lua ființă drumul acesta 131A și îl vom întâlni cu drumul de acces agricol care este asfaltat și e vorba de vreo 2 km. Dacă nu se poate asfalta, măcar petruit. Dar cândva se va numi 131A, cum s-a numit și până acum. Deci am rectificat lucrul acesta. E vorba despre rigolele de scurgere apelor pluviale pe stânga și pe dreapta, de la Creangă la deal, o parte sunt făcute până la Diaconul Nelu, zis Băciuei, și o parte sunt făcute până aici la intrare la Vilmoș, dacă să zic destul de bine. O mai rămas încă vreo 400-500 de metri pe o parte și pe cealaltă. Vă supun spre analiză și aprobare. E o lucrare terminată, dar asfaltul, dar din punct de vedere a scurgerilor apelor pluviale, nu este terminată. Bineînțeles, accidental, poate să fie cât a fie de mare, când vine apele mari, tot o depășește și intră pe carosabil. Știți destul de bine când vine ce se întâmplă acolo. Viteza apelor își iese din matca apele și atunci depășește, dar oricum apele tot la vale se scurge. Podețele oamenilor destul de bine știți sunt făcute, noi venim doar cu acele rigole de scurgere a apelor pluviale. Până în pantă la Hârbeanu, repet, până în pantă la Hârbeanu. De acolo în comisie. Aici am să intervin și eu. Locuiesc în acea zonă și cred că lucrarea este necesară din cauza că lucrarea de asfaltare care s-a făcut și care era necesară, mai mult decât necesară, în unele zone s-au dărâmat șanțurile și este pus asfaltul în pericol de a se rupe, de a se surpa. Adică structura de rezistență a drumului are de suferit. Dar, domnul consilier, aveți perfectă dreptate. Dacă în anul 2016, în luna mai, știți, pe 4 mai și pe 4 iunie, dacă zic bine, da? 3-4 iunie până în data 5 iunie, am fost afectați de inundațiile de anul trecut. La diverse și neprevăzute din proiectul respectiv au fost prevăzute niște sume de bani, cum sunt de fapt prevăzute la orice proiect. Acei bani, cu aprobarea Ministerului Dezvoltării, am făcut consolidarea malurilor pe Seaca, unde prezentau un adevărat pericol, deci am consolidat malurile cu gabioane pe care le-ați văzut și le vedeți dumneavoastră. Iar acum, cu susținerea bugetului local și cu aprobarea dumneavoastră, vom continua aceste rigole de scurgere a apelor pluviale, ca să dea și un alt aspect, dar totodată și folositor cetățenilor. Da. Discuții pe acest proiect, avizul comisiei? Aviz favorabil. Spune la vot cine este pentru? S-a aprobat cu număr de 17 consilieri. Punctul 12. Proiect de hotărâre privind construirea unei fântâni în zona Câmp Dofteana. Drum de exploatare agricolă Dofteana. Inițiator proiect primar, Comisia pentru Buget. E explicat, domnul primar, poftiți? Da.
Dintotdeauna mi-am dorit să facem o fântână undeva, deci nici locul nu știu chiar bine, dar undeva acolo unde oprea minere, vis-a-vis unde este și drumul acces agricol. Acolo mai există o fântână și am solicitat toată o aprobare. Există. Pe terenul domnului Bucur Aurel. Am adus o echipă de specialiști, un inginer de la Alconet Târgovna, și domnule, cum aș putea ca să fac fântâna asta? Prezintă un adevărat pericol. A spus, domnule, facem una nouă decât să o reparăm pe aceasta. Are zidărie făcută de foarte mulți ani, deteriorată și zdruncinată de transportul care își desfășoară activitatea între orașul Dărmănești și comuna Dofteana și ne este teamă să intrăm în ea. Alte persoane amatoare care au venit cu propuneri și vor să o facă, nu îi las ei. Se poate întâmpla oricând un accident. Am spus mai degrabă chem o firmă, ori săpăm un puț automat de ăsta, cum îl sapă ei, sau dacă nu facem o fântână necesară pentru cei care au recolte agricole acolo și, într-adevăr, au nevoie de o gură de apă. Vă supun spre analiză și aprobare construirea unei fântâni în câmpul numit Dofteana. Locația o să o stabilim la momentul respectiv, ori donează cineva 2 metri pătrați, ori pe domeniul public, dacă avem, numai dacă obțin aprobarea dumneavoastră. Da. Domnilor consilieri, PSD, sunteți de acord? Vreau punctul dumneavoastră de vedere. Dumneavoastră? Problema este în zona respectivă, nu este inundat, infiltrată foarte mulți țiței? Nu. În apă. Deci, de la care cunoașteți din Dofteana, a fost afectată conducta de țiței de la via lui Toader Spoială. Da. Acolo unde ieșim noi cu asfaltul. A fost afectat acolo. Bineînțeles, cine sapă puțuri, de asta că vedeți pe toate gardul scris săpăm puțuri, nu-i neapărat să ducă în prima pânză freatică. Țiței s-au dus în prima. Noi ne ducem 30 de metri în jos, că ăștia sapă până la 60 de metri, dacă este cazul. Da. Deci aducem echipă de specialiști. Nu. Apreciem că acest proiect este necesar pentru cei care lucrează terenurile agricole din zona respectivă. Avizul comisiei vreau să-l știu. Supun la vot acest proiect de propunere. Cine este pentru? S-a votat un număr de 17 consilieri. Proiect numărul 13. Proiect de hotărâre privind reabilitarea integrală a spațiului izvor de apă potabilă din zona situată la DN 12A, Bogata. Deci vorba de cirmeau de câmpul Dofteana. Poftiți, domnul primar. Da. Vreau să vă dau explicațiile de sare. Într-una din ședințe anterioare ați dat avizul favorabil pentru aprovizionarea cu materiale NOS. Am cumpărat și el este debitat, pus la uscat, pentru că acolo trebuie și prelucrat, vrem să facem un acoperiș frumos. Așa. Dar totodată trebuie să iau, vedeți dumneavoastră, nu se scurge apa, te duci să-ți iei apă de acolo, dacă te duci în pantofi, ai luat apă la picioare. Deci trebuie să turnăm niște beton, trebuie să-i dăm o pantă de scurgere a apelor pluviale. Vrem să facem niște mese acolo, care le-am mai avut, le-am mai și furat. Vrem să reabilităm inclusiv perețe, consolidarea marului la izvorul respectiv. Efectiv, vrem să o facem să fie funcțională. Dacă ați observat, vara stau la rând să-și ia apă de acolo. Și nu numai vara, inclusiv. Eu aș vrea să o facem până la data din 1 iulie, când personalul nostru contractual vor pleca în concediu. Îi dau concediu toată luna iulie și o parte în luna august, dar până atunci aș vrea să o fac cu oamenii noștri în regie proprie. Dacă aveți discuții, dumneavoastră. Da, discuții pe acest proiect. Spuneți, domnul consilier Martanu. Aș ruga dacă se poate să înceapă întâi de sus, de la captare. Eu am mai făcut-o odată, cred că știți dumneavoastră, am turnat beton acolo, am pus capac cu lacăt și cu robinet. În schimb, anumiți cetățeni au deteriorat, au furat tabla de acolo, au stricat și zidul, că au fost globată în zid. Este păcat că alții pot arunca pietre sau diverse, sau să-ți pot spăla direct pe mâine, consumă toată lumea la vale. Deci acolo ar trebui da, turnat. Da, dumneavoastră aveți dreptate. Sunt două fântâni care deversează dintr-una în alta. Acolo, am făcut așa. Deversând dintr-una în alta, faptul că s-a mai lăsat terenul în jos, s-a crăpat pereții acelui izvor care dumneavoastră l-a turnat acolo. Noi cu vată, cu spumă poliuretană, am înfundat acolo și am construit și două capace, unul mai sus, unul mai jos, care ele deversează fântâna dintr-o în altă. Dar același lucru, spart lacătul și-o dat capacul deoparte, o luat apă cu galeata sau ce-o fi mai făcut. Eu, pentru
Bună siguranța noastră a Unității Administrativ-Teritoriale, am făcut un buletin de analize la Direcția Sănătate Publică și l-am pus și acolo. Deci apa este potabilă și inclusiv am făcut Laciunget și aș vrea să vă informez că Laciunget am găsit într-un manual din anul 1958, aproape cu 60 de ani în urmă, și au corespuns analizele DSP exact cu cele din 1958, poate mai bune, inclusiv cu fântâna bogată. Deci apa este foarte bună și e păcat să pierdem aceste izvoare. Despre asta vorbim. Când intrăm în reabilitare, se numește reabilitare, știți dumneavoastră cum facem inclusiv regularizarea unui râu sau unui pârâu, se începe din aval în amonte sau invers, de așa natură să aibă cursul ca să se scurgă. Așa vom face și aici la fântână. În proiectul de hotărâre și în referat care l-a întocmit doamna, scrie acolo, plasă de Buzău, plasă de Buzău unii. Înlocuire tub, da. Trece, deci vrem să o facem să fie bun. Da, este foarte bine și eu iau apă de acolo și am văzut lumii din toate părțile, din Vișoara, din Dărvănești, din acolo, deci este emblema comunii. Avizul comisiei? Avizul comisiei. Supunem la vot, cine este pentru? S-a aprobat cu număr de 17 consilieri. Proiectul numărul 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea îndiguirii malurilor râului Soci, râului Dofeana și râului Pucuieț în anumite zone. Inițiator proiect primar, Comisia pentru Buget. Da. Da, am discutat și la ședința anterioară despre consolidarea celor maluri cu stâlpi care intenționăm să-i luăm de la petrol să punem unul peste altul. Ei, nu totdeauna, în momentul când te consulți cu un specialist, nu întotdeauna ceea ce ai propus tu poate să fie și bun. La Nea Nicușor sau la domnul Nicușor Lăzărescu aici nu putem construi cu stâlpi, pentru că trece în alta tensiune. Nu poate face manevră Măcarau. Am pus punct. Să-l aduci târâși, e DG116 și este asfalt, iar nu se poate. Deci cine el va face, chiar dacă vom face noi, o să găsiți probabil în celelalte proiecte, o să o facem gabioane, standard, cum am făcut și în alte părți. Deci va intra un bol de excavator acolo, cum îl dă ei olea, dacă e putere mică, poate lua în lama celuilalt și-l dă acolo, face drum de acces, este problema lor și excavează de toată vegetația afară, se construiește două gabioane sau cât se construiește acolo pe toată lungimea, pentru a preveni că acolo, dacă o rup tot, îi ia pe toți oamenii la lama. Așa. Acolo se va face cu gabioane. Celelalte, Marian Docan, aici jos la Florea și la Popa, încercăm cu acei stâlpi. Încercăm, dar eu vă spun spre analize și aprobare, pentru că în buget, v-am spus, am prevăzut niște sume de bani, într-un fel sau altul trebuie să-l facem. Așa. Anul acesta, nu știu când și în ce lună, dar o vom rezolva. Da. Discuții pe acest proiect. Domnul primar, aș vrea să vă aduc la cunoștință ceva și eu în legătură cu acest proiect. Acolo pe pârâul Sociului, mai sus puțin din Marian, pârâul a rupt intrarea la accesul la anumite proprietăți agricole. Deci nu mai pot intra oamenii, au... Mai sus de leacu, da? Spune. Da. Mai sus de leacu, sine. Mai sus de leacu. Nu a fost chestia cu ghiță. Și mă gândesc dacă... Tot se lucrează. Un buldoie excavator acolo ar putea puțin îndrepta drumul. Nu putem spune așa, domnul Păsir, că dacă tot se lucrează. Știți ce se întâmplă? Vine cineva și face un contract. Face contract pentru un punct acolo, nu? Băi, câte mei, atâta mei se ia lucrarea de biseau. Așa, dacă terminăm acolo și ducem în partea aia la altă, mai vrea și nu știu cine mai sus. Deci, întrebați consilierul Spăială Gheorghi, pe Merite Gheorghi, cel care a fost consilier, am cumpărat tuburi pentru acolo, a venit Spăială, zis, așa, polipit șoricel. Domnule, astea sunt tuburi, domnule, mi le dai și te duc. Nu a venit nici astăzi să le ia. Noi le-am întrebuințat în altă parte. O intrat în conflict cu altcineva acolo, din cât îi cunosc, eu și nu vreau să mai lungesc discuția. Așa, acolo este și se poate cu bol de excavatorul nostru, pentru că este pentru interesul cetățeanului, nu-l face pentru privat. Deci sunt mai multe proprietăți care știu pe toate, de acolo trece pe la Docan, pe la rudele dumneavoastră, da. Toți au un parte. Și eu. Da, vedeți? Așa. Și asta putem să facem cu bol de excavator, pentru că aia se face provizorie acolo până vine prima dată apa. Da, da. În momentul când vine prima dată apa, o spălat iară și iar ne duce cu bol de excavator. Lucrarea asta despre care a spus dumneavoastră, o putem face cu bol de excavatorul unității administrative. Nu e neapărat că dacă am făcut contract acolo, ăla nu se duce să mai bage încă 10 ore de lucru. Acolo nu se duce. Da.
Deci problema este că nu avem acces să ne scoatem recolta de acolo, știți? Nu mai putem intra. Și sunt mai multe proprietăți acolo. Da, da, știu. Deci știu, au și păduri mai puțin. Da, avizul comisiei. Aviz favorabil. Supune la vot. Cine este pentru? S-a aprobat cu număr de 17 consilieri. Proiectul numărul 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea înlocuirii rețelei de apă potabilă care s-a deteriorat din satele comunei Dofteana. Inițiator proiect primar, Comisia pentru Buget. Da. Despre... Poftiți, domnul primar. Domnule președinte, stimați colegi, v-am mai adus la cunoștință această lucrare chiar în anul 2017. Dar nu le știm pe toate exact în parte. Și anume, deci, pe Valea Câmpului avem undeva de la Gheorghilă până la Nea Mihai Barabașa. Dar acolo mai sus de Nea Mihai Barabașa, care știți, mai duce o uliță mai la mare. Și dacă dăm aprobare exact pe centimetru, pe milimetru, mai vrea unul mai încolo, 5 metri, 10 metri. În baza legii 98-2016, când face achiziția, o face pe o lungime mai mare și atunci, dacă am gândit cineva, îl putem racorda. Exemplu, de la Costel Bălănucă până la Felician. E uliță și oamenii de acolo vor apă. Pentru că le iau pe niște grădini și au început discuțiile. Nu mai vii la mine în grădină sau știu. Nu lungesc discuția. Aici, de la Parcul Dendrologic, deci de la Parcul Dendrologic la deal, până la Taraș, unde au luat un teren de la noi în concesiuni, și acolo trebuie să extindem rețeaua. Doamna Gârbu de la Achiziții Publice va face un contract pe o lungime mai mare și atunci noi, în funcție de necesități și de buget, vom face aceste lucrări. Din motivul ăsta v-am supus spre analiză și aprobare și poate mai apare cineva. La recepție se va plăti? Da, la recepție se va plăti exact metru liniar cât s-o săpat, s-o poziționat și s-o acoperit. Da. Discuții pe baza acestui proiect. Avizul comisiei? Favorabil. Supune la vot cine este pentru. S-a aprobat cu număr de 17 consilieri. Proiectul numărul 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea reabilitării remizei PSI situate în incinta primăriei Dofteana. Inițiator proiect primar, Comisia pentru Buget. Domnul primar, poftiți? Da. Sunt obligat să dau aceste explicații pentru faptul că eu am inițiat acest proiect. Remiza de pompieri a fost construită cu mulți ani în urmă, anii 2005-2006 probabil. Într-una din zile am reușit ca să ajungem în pod și acoperișul a rămas suspendat. Ca să vorbim așa, să ne înțelegem. Calul de la mijloc, deja popii care vin pe el este suspendat. Asta înseamnă că s-a lăsat avanul, s-a lăsat inclusiv brinzele și într-o zi vine jos. Ori nu putem să mergem așa în continuare, iar tabla, ați văzut că o spar deja rugina tabla și toate instituțiile sunt acoperite din jurul nostru cum trebuie, dar remiza noastră nu. După ce vor veni cei din concediu, muncitorii contractuali, deci asta înseamnă după data 10-15 august, ne vom apuca, decopertăm și vom face lucrarea respectivă. Dacă aveți discuții. Discuții din baza acestui proiect. Aviz? Favorabil. Pune la vot cine este pentru? S-a votat cu număr de 17 consilieri. Proiectul numărul 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului modernizare drum de interes local Valea Podului. Sat Cuiesc, comuna Dofteana, județul Bacău, inițiator proiect primar, Comisia pentru Buget. Discuții, poftiți, domnul primar. Deci se propune aprobarea implementării proiectului modernizare drum de interes local Valea Podului, sat Cocuiesc, comuna Dofteana, județul Bacău. Este vorba despre drumul care face legătura de la pod de acolo, de la Ion Cojocaru și Siliescu și până la ultima casă, cât cuprinde intravilan, pe o lungime de 750 de metri, așa, platforma de drum 5 metri, partea carosabilă 4 metri, 4 metri plus cele două acostamente. Acostamente 0,5, da. S-a deschis, nu linia de finanțare, s-a lansat ghidul solicitantului. Noi suntem pregătiți inclusiv cu proiectul, suntem pregătiți să-l depunem pe GAL, GAL Valea Muntelui, cum știți că am mai avut noi proiect. În aceste condiții trebuie să implementa proiectul cu hotărârea Consiliului Local pe care o dați dumneavoastră astăzi. Da. Deci va fi finanțat prin GAL Valea Muntelui
și lungimea avea, va avea 750 de metri linie. Discuții, vă rog. Da, numai un pic, îmi cer scuze. Deci tot la acest proiect, cheltuielile aferente acestui proiect se vor face din bugetul local. Autoritatea administrativ teritorială a Comunei Doftenea, deci se obligă să întrețină acest drum timp de 5 ani. Și mai jos scrie, primarul Comunei Doftenea este împuternicit să semneze în numele localității la AFIR. Și multe, deci asta trebuie să luăm angajament. Da, discuții pe baza acestui proiect, domnul consilier, avizul? Aviz favorabil. Supune la vot cine este pentru? S-a aprobat cu un număr de 17 consilieri. Proiectul numărul 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea reabilitării unor drumuri vicinale din satele de pe raza Comunei Dofteana, inițiator proiect primar, Comisia pentru Buget. Da. Poftiți, domnul primar? Da. Există un referat aici întocmit de doamna viceprimar, prin care propune reabilitarea tuturor drumurilor din cele 7 sate din localitatea noastră. Cum? Acolo unde este nevoie. În baza unor referate, unde este nevoie. Noi vom achiziționa piatră concasată, da, doamna Vârcu? Da. Așa? Și acea piatră concasată apoi trebuiește pusă în manoperă. Fiind pusă în manoperă, trebuiește închirieri de utilaje, trebuiește un excavator basculă, autobasculantă și cilindru compactor, pentru că nu putem să-l punem așa. Vă supun spre analiză și aprobare și discuție acestui proiect. Deci noi achiziționăm piatră concasată în baza legii 98-2016. După ce am achiziționat această piatră concasată într-un depozit, trebuiește să o punem în manoperă unde va fi nevoie. Dar nevoie este că am avut o iară destul de lungă, de 5 luni, care merge pe 6 luni. Vedeți dacă nu-i zăpadă în apă și așa mai departe și s-o crea niște craceri, niște gropi, spălând tot ceea ce am pus în anii anteriori. Da. Astea sunt drumurile din plan natural. Cred că este o lucrare de interes comunal. Da, e rău, și eu am făcut un referat și l-am înregistrat în data de 26 pe drumurile din sectorul pe care aparțin eu și cred că este binevenit acest proiect. Alte puncte de vedere? Avizul? Aviz favorabil. Domnul, da, poftiți? Am înțeles că și dumneavoastră sunt deputat referat și colegi de-a dumneavoastră. Vreau să vă informez că în baza legii 98-2016, nu solicită, inclusiv ANRMAP, indiferent ce formă de procedură a licitației, nu solicită hotărârea Consiliului Local pe aceste lucrări. Pe baza unui referat de necesitate. Noi, pentru o bună transparență, am venit să vă aducem la cunoștință că vrem să reparăm aceste drumuri. Pentru o bună transparență, o să venim în fața dumneavoastră și va citi doamna Hârbu exact valorile fiecare. Poftiți, domnule. Nu vă rețin prea mult, dar ești ședința Consiliului Local. Noi am luat o hotărâre să facem zilele localității Dofteana. De data de 25 până pe 28 august. Întrebarea mea este așa, în anul 2015, când s-au organizat zilele localității, v-am invitat aici și v-am spus dacă vreți să participați? Da. Da? Or, ce ați spus dumneavoastră? Nu mai rețin. Am spus că nu vreau, nu doresc. I-am spus, dom'le, vrei să vii cu taraba acolo și dumneavoastră? Ah, cu taraba, da. Deci, n-am putut din alte motive, deci n-aveam personal ca să pot să ies, nu din alte... Dar ați fost informat, da? Da. Și dumneavoastră și alți agenți economici. Da, am fost. Mulțumesc frumos. Mulțumesc. Deci nu, am fost invitat... Unde v-am luat cu curățatul izlazului? Pe Codei suntem. Aici? Da. Bine, da. Mergeți cu mine. Da. Bun. La revedere. Aviz favorabil. Aviz favorabil de la comisie, supune la vot cine este pentru? S-a aprobat cu număr de 17 consilieri. Proiectul numărul 19. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2017. Inițiator primar, Comisia pentru Contabilă. Poftiți, doamna contabilă. Este în baza convenției de colaborare în cadrul proiectului industriei sociale furnizarea de servicii integrate cu reprezentanta unice, am încasat suma de 46.500 pentru plata salariilor personalului angajat prin UNICEF și pentru plata serviciilor comunitare, finanțare parțială pentru microgranturi în cadrul unui proiect depus de personalul de la UNICEF de 7.500 lei.
Deci, în total, 54.000 lei. Propun modificarea bugetului local pe anul 2017, deci atât la capitolul de venituri, cât și la capitolul de cheltuieli, pentru a decurge la cheltuielile de personal și pentru proiectul depus. Da. Atât. Asta este unica modificare a bugetului. Este prima rectificare din anul ăsta. Da. E prima rectificare a bugetului. Prima rectificare a bugetului. Dar probabil la ședințe de comisie ați avut o discuție, deci avem trei persoane, nu? Care da, sunt angajate. Trei persoane la UNICEF. De către unitatea administrativ teritorială, dar plătite din UNICEF. Deci banii vin de la UNICEF. Așa. Până în anul 2018, nu știu dacă se va și prelungi. Și apare aici 7.500 de lei, e vorba despre un proiect care acele trei persoane l-au depus cu privire la instruirea unor copii dintre ăștia care au probleme, nu numai probleme cu dezabilități și alte probleme care le-au ei, și îi va dota în valoare de 7.500 de lei să-și ia niște calculatoare sau știu ce și ia dumnealor acolo în cabinetul lor pe care l-am dat. Trebuie să dau un spațiu la Casa de Cultură, spațiu care se află lângă cabinetul medical. Deci au câștigat acest proiect și au primit 75 de milioane în bani vechi, inclusiv ceilalți bani care vin pentru asigurarea salariilor. Deci proiectul lor valorează 15.000 lei, asta este prima tranșă, iar noi, conform legii finanțelor publice locale, nu putem rectifica bugetul decât după încasarea sumei. Așa, altfel nu ne permite, nu vizează nimeni bugetul. Deci am încasat suma asta, o rectificăm și apoi ei își demarează proiectul. Proiectul ei au un număr recensământului, care l-au făcut în anii din urmă, au un număr de copii și pentru îmbunătățirea stilului lor de viață, pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, au ei aici foarte multe activități frumoase, educative, dar și îl vor demara după ce vom rectifica pe bugetul. Și necesare. Da, necesare. Da. Avizul comisiei? Aviz favorabil. Supunem la vot cine este pentru? S-a aprobat cu număr de 17 consilieri. Proiectul numărul 20. Proiect de hotărâre de privind achiziționarea unor bunuri pentru școala Scarlatul Rândin din Comuna Dofteana, pentru școala largă, structura a școlii gimnaziale Cucuieț și pentru școala Hăgheac și Ștefan Modă. Inițiator Comisia pentru Învățământ. Poftiți, domnul primar? Da. De comun acord cu doamna viceprimar, care este președinta Comisiei de Învățământ, da? Am ajuns la concluzia și la înțelegerea faptului să vă aduceți și dumneavoastră la cunoștință faptul ce achiziție va face la școlile din localitatea noastră. E vorba despre școala gimnazială largă, care este o structură a școlii Cucuieț. Așa. Să vă dau următoarele explicații. Acolo sunt trei centrale termice la școala largă, două dintre ele cred că sunt din anii 2002, 2001, 2002 și la ora actuală ce se întâmplă? Nu avem încălzire pe hol. Deci nu există încălzire pe hol. Fiind în clasă cald, pe hol rece, intervine automat mucegaia. Am hotărât așa, să scoatem acele două centrale termice vechi și să le înlocuim cu două centrale clasice, Viadrus, din câte am înțeles că așa le spune, așa, să folosească una numai pe hol și una în celelalte clase. Cu toate că mai este încă una nouă luată cu anii ori, 2 ani sau nu știu care, 3 ani. Deci cumpărăm două centrale termice acolo. Și doresc, dacă avea și posibilitatea, tot la această școală gimnazială cu Cucuieț și Larga, să înlocuiesc acoperișul la grupul sanitar care a fost construit tot așa până în anii 2005. Unii este acoperit cu asbest și știți dumneavoastră să-mi arunc copiii câte un piatră, câte ceva, s-o spart și plouă înăuntru. A treia problemă, la școala gimnazială din satul Cucuieț, până la nivelul geamurilor, dacă nu mai mult, un metru, un metru jumătate, să vedem ce soluții vom găsi, pentru că dau cu piciorul, dau cu mingea, iar polistirenul a luat o formă în care nu e formă de școală. După ce am reabilitat școala în întregime, am văruit-o de două ori, vă dați seama. Văruitul nu acoperă numai găurile, până la urmă tot cad. Deci trebuie să facem ceva, ori pun un lambril din lemn, sau dacă nu, din piatră, văd, dar aia ține frig. Trebuiește să facem ceva acolo. Mă refer școala gimnazială de Cucuieț, care este aceeași structură cu școala largă. Două centrale termice și să vedem dacă putem să facem pereții școli. Mai avem încă un proiect care l-am achitat pentru cele trei școli. Dorește cineva să ne sponsorizeze? Nu pot să vă dau numele la ora actuală pentru că nu este nici din localitatea noastră.
A venit o firmă de consultanță, a făcut proiectul pentru cele trei școli și aș vrea să pun pavele, aș vrea să fac niște alei pietonale, aș vrea să fac un gard în spate acolo la cuie să văd cum o concep, că vine de pe râpa aceea tot felul de pietri și cea mai departe, dar deocamdată suntem la nivel de proiect. S-a făcut proiectul, suntem la nivel de discuții, dumneavoastră au promis că anul acesta se va întâmpla lucrul ăsta. Așteptăm. Trec mai departe, la școala Scarlat Login. La școala Scarlat Login, și vreau să vă spun și partea alta, inclusiv la Cucuieț și inclusiv aici la Dofteana, trebuiește coș de fum, intrarea de inox, care elimină orice impurități, inclusiv fumul, se curăță, cum s-ar spune, singur. Prezintă un pericol pentru intoxicare cu monoxid de carbon la copii și este destul de periculos. Deci și aici, la Dofteana, pe holuri nu avem calorifere. Deci trebuiește instalații electrice pentru calorifere și inclusiv o centrală termică nu face față celelalte, 150 kW și nu face față. Deci inclusiv la Dofteana. Iar tot aici am trecut, destul de clar, să reabilităm de cât posibil cele două vestiare de la sala de sport, întrucât ele sunt alipite de sala de sport și între alipirea vestiarului cu peretele salei de sport se prelinge, se scurge apă, intervine și acolo mucegaiul, inclusiv parte din acoperiș. Chiar m-am dus acum când a plouat și în regie proprie cât au putut să reabiliteze oamenii noștri de la Scala Vărdin, nu mai ploua. Dar se prelingea pe perete la cele două îmbire. Dacă vom avea și sumele necesare, vom reabilita aceste două vestiare. Sunt acoperite cu carton intrat asfaltat, încălzit și pus cu zmoală. De preferință ar fi să facem o schelie din lemn, să facem acoperiș cum trebuie, că ăla este sfânt. Dar contează și bani. Da. Deci v-am dat explicații necesare. La școala Hăghea, care este și structura școlii de la Ștefan Vodă, avem grupul sanitar de la Ștefan Vodă, care trebuiește reabilitat interior și exterior. Mă refer la WC-ul de campanie, da. Afară. Ați văzut sub ce formă și cum arată. Să-l reabilităm pe acela. În magazinele, acolo unde sunt depozitate lemnele, facem curățenie, am apucat zilele astea de făcut curățenie, am dat cu de bine tot dumneavoastră, am făcut proiectul. Acum am reactualizat proiectul. Proiectul este făcut în 2016. S-a schimbat valoarea TVA-ului, a trebuit reactualizat, care nu a fost costuri mari, dar au fost totuși, au fost 4.000 de lei reactualizarea proiectului. În aceste condiții, am solicitat avizul structurii de specialitate a Consiliului Județean Bacău pentru emiterea autorizației de construire. Aveam drept să o emitem noi, dar cu avizul Bacăului. Am primit un telefon astăzi, sunt informat că avem aprobarea Consiliului Județean și probabil săptămâna asta vom da inclusiv autorizația de construire. În baza legii 98/2016 vom face achiziția acum între parohia 2 Dofteana și firma constructoare. Bineînțeles, tot dumnealor vor face contract cu o firmă autorizată, dirigenție de șantier, care va urmări lucrările de la început și până la încheierea bisericii. Iar finanțarea în funcție de situațiile de lucrări va veni la noi. Și vom achita facturile. Asta nu înseamnă că toate facturile. În cursul săptămânii astea, probabil, așa se va întâmpla, se va organiza șantierul cu aceeași firmă care construim podul la Larga, va veni aici prin organizare șantier, nu ne putem juca, pentru că inspectoratul este stat în construcții, deja au fost în teren, le-am arătat despre ce este vorba și este un locaj de cult acolo unde se frecventează și va fi aglomerări mari de persoane. Nu putem lua oameni pe stat să lucrezi acolo, decât numai e o firmă autorizată. La organizarea șantierului trebuiește puterea instalată a energiei electrice, puterea bisericii nu duce, pentru că biserica este destul de veche și are instalație electrică din aluminiu. Tot începând cu data de mâine voi trage un branșament de apă, pentru că au nevoie de apă acolo și probabil vom instala organizarea șantier și se va apuca de o nouă biserică. Dar dacă mi-ați dat cuvântul și cu acest prilej, aș vrea să aduc la cunoștință tuturor, numai dumneavoastră, deci se vor face comisii împreună cu preotul și se vor deplasa poartă de poartă, nu numai celor din parohia 2 Dofteana, e valabil asta. Comisia care va fi formată la propunerea preotului și am venit și noi în sprijinul dumnealor cu consilierul Covaci Florin și cu doamna viceprimar, care vor însoți preotul și alte persoane și vor depune în fața oamenilor credibilitate
să contribuie și oamenii cu sume de bani, așa cum au contribuit cei de la Cuieți. În schimbul sumei de bani se va emite o chitanță pe loc de către parohia Doinofteana. Banii vor fi depuși într-un cont. Asta vorbesc cum aș vorbi în numele preotului. Banii vor fi depuși într-un cont și în funcție de situațiile de lucrări, dacă va fi nevoie, că noi o să dăm și noi bani. Dacă va fi nevoie, va scoate, dacă nu, nu. Va avea acces la acel cont, mă refer, vrei să dai tu telefon, ești în parohia Doidofteana sau unul dintre consilierii sociale, domnule, m-ar interesa câți bani au colectat parohia Doidofteana. La bancă mă numesc Bujor sau mă numesc Ciprea sau Cotrimine Jumeta, să fie transparență totală. Nu știu dacă mă înțelegeți. Așa. Pentru că la o biserică nu înseamnă numai fundații, zidării, acoperiș, este prevăzut în proiect și instalații electrică, este prevăzut în proiect și instalații de încălzire, este prevăzut în proiect sau dacă nu prevedem de acum încolo pentru dispoziție de șantier unui altar de vară, unui sediu al centralei termice și multe altele. Nu înseamnă că ai făcut patru ziduri și intri în biserică. Sunt multe tipuri. Din aceste motive fac apel la toți cetățenii din localitatea noastră care doresc să contribuie cu sume pentru construcția acestei biserici, se legătura cu acel comitet care se va forma, nu Consiliul Parohial, comitet care se va forma și va depune credibilitate în fața oamenilor să poată să se colecteze aceste sume de bani. Dacă aveți discuții. Discuții pe vorba acestui proiect. Aviz comisiei? Favorabil. Supunem la vot cine este pentru? S-a aprobat cu număr de 17 consilieri. Punctul 22. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin material și financiar pentru continuarea lucrărilor la capela mortuară a parohiei Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din satul Larga. Inițiator Boie Primar și Comisie pentru Învățământ. Poftiți, domnul primar. Da. La aprobarea bugetului vă spunem dumneavoastră că ați aprobat și am pus niște sume de bani acolo să sprijinim bisericile. Nu putem pe toți. Nu avem cum. Dar nici nu putem pe unul cu sume fabuloase și pe celălalt deloc. Sunt niște referate depuse și semnate de către Consiliul Parohial, inclusiv de către preot, depuse la noi și solicită. Dau exemplu Larga. Deci la Larga, tot noi, ani în urmă, dacă mi-aduc bine aminte, am aprobat achiziția de BCA pentru construcția unei căsi parohiale. Tot noi îi sprijinim pentru acțiuni în constatare în instanță. Pentru a deveni proprietari, ceea ce spunea domnul Amărin, pentru a deveni proprietari cu hotărâre definitivă și irevocabilă și apoi urmează procedurile de cadastrare. Îi sprijini și acolo. Nu le-a ieșit. M-au un termen sau două. Doi ani de zile. De doi ani de zile judică acest lucru. Și am spus așa. Să încheiem ceea ce am apucat. Ne-am apucat din anul 2012-14 sau nu știu când să construim acea capelă. Cu sprijinul nostru să construim. Șansul definitiv am acum. Costurile nu vor fi enorme, dar anul trecut am făcut cu regii proprii oamenii noștri, dar acum trebuiește vopseaua decorativă, ca să vă vorbesc în termeni enorm. Trebuiește trotuarul pietonal de roată, trebuiește gresia care vine pusă în interior, trebuiește gletul care se pictează, se va picta acolo și alte îmbunătățiri care zic. Să o terminăm pe aia, nu ne apucăm și de altceva. Terminăm capela, după ce am terminat capela, la anul, dacă vom fi sănătoși și vom avea sume de bani, continuăm și alte lucrări. Deci e vorba despre capela bisericească Largă. O să vedeți dumneavoastră că ne va obliga, nu numai nu pe noi, să nu existe parohie fără capelă. O să vedeți. La oraș și obligator. Și la noi. Există lege, dar nu este pus în aplicare. Dar o să vedeți că așa se va întâmpla. Dacă construim la parohia Doidofteana biserică nouă, rămâne cea veche reabilitată și vom avea casă mortoară, nu? O transformăm în casă mortoară. La Larga avem, vom construi și la Cucuieți și așa mai departe. Dacă aveți discuții. Da, discuții pe baza acestui proiect, avizul comisiei. Favorabil. Supune la vot cine este pentru. S-a aprobat cu număr de 17 consilieri. Proiectul numărul 23. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar și material necesar demarării finalizării grupului sanitar din incinta Bisericii Parohiei din satul Cucuieț. Inițiator proiect primar, Comisia pentru Învățământ. Poftiți, domnul primar? Da. Anul trecut știți că ne-am apucat din grupul sanitar.
totdeauna ne-am propus, și anul trecut și anul ăsta, domnule, haideți că vă dau, vă dăm cu aprobarea bugetului și a Consiliului Local, vă dăm suma de 1 miliard să vă apucați de pictură. Nici am drept nu s-a apucat, nici anul ăsta. În condițiile astea să terminăm grupul sanitar. La grupul sanitar, haideți să vedeți și necesar de material. 200 metri pătrați, gresii și faianță. Tubulatura pentru calorifer și apă curentă. Materiale necesare pentru instalație electrică. Centrală termică și calorifere. Grupuri sanitare și lavoare pentru cele, pentru patru încăperi. Material necesar pentru șape, adeziv, gresie și faianță. Deci se adună, sunt multe, 200 de metri pătrați. Din motivul ăsta nu mai bine am citit informativ. Nu poți să iei hotărârea Consiliului Local pe 200 de metri pătrați, că nu a ajuns într-un colț și mai trebuie un palet, sau mai trebuie o bucată, sau două, sau trei. Deci, da, în funcție de situații lucrurile, se mai sparge, se mai deteriorează. Deci asta vorbim. Deci să-i ajutăm și pe ei să terminăm, să-l vedem o dată terminat grupul ăla sanitar. Grupul sanitar este foarte bine gândit și e destul de interesant că are, că vine pentru cei cu grad de handicap, așa prevede legea. Are pentru bărbați, pentru femei, are pentru mama și copilul, are o sală, nu numai de lectură, de întâlniri și așa mai departe la etaj. Este foarte bine gândit. Dar cheltuieli sunt mari. Dar din toate acestea care vi le-am propus, să nu credeți că toate vor lua ființă. E posibil toate sau e posibil? O centrală termică știți cât costă. Nu se ia chiar așa. Deci dacă aveți discuții și eu revin la centrala termică, ne-am dus și ne-am interesat o centrală termică de 80 de kW, dacă am pune-o la larga de 80 de kW, să înlocuim pe cele două, care sunt trei la ora actuală, dar să înlocuim pe cele două deteriorate. Deci una este în bani vechi 400 de milioane. Una cu gazificare de 80 kW la dedeman. Bun. Și am hotărât faptul, mai degrabă luăm două clase, ci tot avem o chestă acolo, să funcționăm cu două clase care iai 5.000, 6.000 de kW. Da. Așa este. De asta vă spun, să-i ajutăm pe toți. Nu credem că își permite la parohia să și o centrală electrică. Este bună. Trebuie să stai să urmărești să îngheți instalații. Dar să vedem, să ajungem până acolo. Vedeți, mai trebuie și tempuit, trebuie și plătuit, trebuie și pus gresi, trebuie și pus faianță, pus lavoare, pus și mai acolo și mai până la centrală. Da. Discuții pe baza acestui proiect. Aviz? Ești favorabil. Spune la vot cine este pentru. S-a aprobat cu număr de 17 consilieri. Proiectul numărul 24. Proiect de hotărâre privind realizarea hotărârii Consiliului Local numărul 35 din 23 februarie 2017 pentru achiziția unei centrale pe lemne sau electrică pentru dispensarul medical uman. Inițiator proiect primar, Comisia pentru Învățământ. Poftiți, domnul primar. O mai fost pe ordinea de zi. Da. Și vă spuneam, suntem în dilemă pentru faptul că avem acel cu pompe de căldură și mai departe. Am fost informați faptul că îi pierduc, îi mort acel proiect. Nu mai avem niciun fel de finanțare. Noi totuși am mai făcut o adresă, am revenit la așa ceva, dar vă supun spre analiză și aprobare. Trebuie să avem discuțiile astea din timp. Cei de la dispensarul medical, unde sunt trei medici de familie care se desfășoară activitatea, știți dumneavoastră, totdeauna am avut discuții cu dumneavoastră. Motivul care este? Când ne-am pus spațiile la vânzare, nu au vrut. Și au dat accept un scris și apoi au revenit. Că nu mai vor. Cu toate că acum le pare rău, dar acum nu mai există lege. Era legea limitată pentru o anumită zi. Bun. Mai departe, am făcut celelalte modernizări, a venit Curtea de Conturi, a găsit și trebuie să dea niște sume de bani, nici nu știu dacă le-a fi achitat, le-am permis să plătească eșalonat. Le-am făcut mobilier, le-am tras apă, ce mai mult. Bine. Acum solicit Consiliul Local să dea aprobarea pentru o centrală, dar nu pot să le pun centrală termică decât electrică, le-am mai propus odată lucrul acesta. Centrala termică necesită supravegheată de personal cât de cât specializat, să zicem așa. Ori ei au o centrală cu... Nu. Au o magazie de lemne făcută tot de noi, unde este și grupul sanitar, și nu pot să permit să instaleze în magazie de lemne centrală termică. Nici nu este încălzit în primul rând și în al doilea rând prezintă și un adevărat pericol. Da. O să am o discuție cu dumnealor, chem o firmă să facă un studiu de fezabilitate, le spun cât costă și ei trebuie să știe la ce se așteaptă. Când o să termina lucrarea, să majorează relevența, înțelegeți?
O facem cu banii noștri și să majoreze redevența. Redevența să face un studiu de, deci un raport de evaluare și expertiză. Și evaluatorul stabilește. Dom'le, în afară de cât dădea până acum, trebuie să mai dea nu știu cât. Păi ei, ei sunt contorizați separat, astăzi, dar inclusiv medici ceilalți de familie din Casa de Cultură. Au contor separat și se contorizează și plătește energia electrică separat. Energia termică ne-o plătește nouă, cei de la Casa de Cultură. Ne plătește nouă, un milion să nu spun de pe bună. Dar să aveți probleme la ei. Da. O să avem o discuție cu medici și familie, dacă le convine așa, dacă nu. Ei au solicitat, păi au solicitat. Vă rog să înțelegeți, și toți vă duceți la un magazin de material de băsuții, deci nu mai e teracotă cum era odată, deci trebuie să-i dărâm soba toată. Nici nu mai sunt meseriași, că nu găsești un meseriaș care să-ți emită o factură. Vine unul și îți face sobă, nu? Nu îți dă factură. O persoană fizică, nu îți vin. Nu vin, de unde îi dai bani? N-ai forma de plată, n-ai cu ce să o plătești. Forma legală de plată. Ori noi am spus, am terminat-o cu lemne, am terminat-o cu cianușa, vrem ca să le montăm o centrală electrică, să pornească automat, să oprească automat în funcție de temperatura din interior. Dacă vor, așa. Dacă nu, le permitem lor să-și facă și după ce și-au făcut ei, vedem ce facem dacă ne dă voie legiuitorul cu redevență. Nu prea le dă voie, știți. Discuții pe baza acestui proiect? Aviz? Aviz favorabil. Spune la vot cine este pentru? S-a aprobat cu numărul de 17 consilieri, proiectul numărul 25. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar și material parohiei romano-catolice din satul Bogata, inițiator proiect primar, Comisia de Învățământ. Puftiți, domnul primar? Același lucru, am mai avut-o pe ordine de zi. Am amânat-o când nu era buget. La ora actuală, deci dumnealui, deci parohia catolică Bogata, au depus un document aici la noi, au spus, amenajează curtea. Face gardul, ce mai face dumnealui. Bun. Le-am permis și le-am spus așa. Până în 7.000 de lei să meargă și ei materiale de construcție, ce ia dumnealui, ciment, să știu ce ia acolo, până în 7.000, că nu le ajung bani, să ia, vine cu situația de lucrări, vine cu factura, bineînțeles, noi facem recepție, să înțelegeți că nu le dăm niciun ban. Până n-am făcut recepție, într-adevăr, dacă au fost materiale acolo, semnează preotul Consiliul Parochial, pune ștantina, coprimit materialele, toată problemele și bani. Deci așa am lucrat de fiecare dată. Așa e. Da. Da. Dacă aveți discuții pe baza acestui proiect, aveți? Comisia? Aveți. Supunem la vot cine este pentru? S-a aprobat cu număr de 17 consilieri. Punctul 26. Suplimentare. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului public al Comunei Dofteana, aprobat din hotărârea Consiliului Local numărul 2 din 2001. Poftiți, domnul primar. Da. Deci este vorba, se propune aprobarea completării domeniului public, a inventariului domeniului public. Este vorba despre drumul acces agricol, care are o lungime 2,077 metri în iar. Drumul a fost recepționat vinerea trecută. Amplasamentul a fost predat constructorului și acum îl luăm în primire. L-am luat în primire și trebuie să trecem în inventarea domeniului public. Este al nostru. Bineînțeles, întreținerea și celelalte date. Aici ce mai avem? Drumul de taxă pentru, da. Specific taxă pentru. Și al doilea subiect, faptul că noi, Consiliul Local, ne angajăm să nu percepem niciun fel de taxă pe acest drum. Este drum finanțat de Uniunea Europeană. Deci, ambele le supus prin analiză și aprobare. Deci, trecerea în inventarierea domeniului public a drumului respectiv și faptul că noi ne angajăm, nu vom percepe nicio taxă pe acest drum. Drumul a fost recepționat. De ce îmi interzizi la versează? Vă spun imediat. O să vă spun imediat. Un pic de răbdare. Stați. Deci l-am luat în primire drumul ăsta, l-am trecut în inventarea domeniului public, ne-am angajat că nu vom percepe niciun fel de taxă. Așa a fost și cu bolul excavatorul și cu tot absolut. Așa sunt proiectele astea europene. Dar vreau să vă informez că drumul l-am achitat și banii la Uniunea Europeană nu i-am primit. Deci nu știu, până în iulie sau cine știe până când. Astea sunt proiectele europene. Investești și apoi primești.
dar primești dacă ți-a făcut recepția și drumul corespunde în conformitate cu proiectul. Deci nu mai e bun. Sper că sunteți înțeleși. Să-i răspund la întrebarea domnului Diacon. Ați văzut dumneavoastră dinspre Dărmănești accesul interzis, dinspre Dofteana este accesul interzis. Bun. Intrarea acestui drum a fost de la Mihai Taraș de la poartă, pentru că mi-a tăiat intravenanul. Te duceai pe câmp, ajungeai la Nuța Lupii, erai obligat să faci dreapta către Dofteana, pentru că acolo este linie continuă și dăvăi să faci către Dărmănești. N-ai voie să intri pe. Nu ai voie. N-ai voie, pentru că e linia continuă. Ai voie? N-ai voie. Drumul este proprietatea Comunei Dofteana. Nu se referă că vătul din noi este orașul Dărmănești. Este proprietatea Comunei Dofteana. Și eu dat, astea sunt reguli reglementate de către poliția rutieră. Nu de către noi. Noi nu avem dreptul ăsta. Vedeți? Ei au pus linii continuă. Bun, din coace la mine era aceeași treabă. Ieși acolo și faci dreapta pe Dofteana. Nu treci și acolo. E o parte de linie continuă. E în vârf de pantă. Faptul că vor sau nu vor respecta alții este problema lor. Dar din punct de vedere a poliției rutiere, ei au pus pentru a limita, Doamne ferește, diferite accidente care se pot întâmpla acolo. Nu ieși tu cu tractorul de pe câmp în vârf de pantă la Pepo și să-i tai calea lui celălalt, s-a întâmplat imediat accidentul. Tu n-aveai voie. Deci în felul ăsta și-au reglementat. Și dacă vă uitați foarte bine atent, din Peco de la Comănești, Cănești, din Peco de la Comănești, da, trebuie să o iei către Șoimo, la Mare. Da. Până unei linii discontinuă, te poți să întorci să te duci acolo. Când te duci dinspre... Când te duci dinspre Dărmănești încolo, n-ai voie să intri la Peco. Deci poliția rutieră stabilește regulile astea. Eu am avut 6 avize nefavorabile date din cauza intersecției dinspre Peco. Până s-o clarificat așa ceva, ceea ce vedeți dumneavoastră. Nu le fac eu. Exact cumva în decurs apropiat, cât se poate în regulă, vom da drumul la podul de la Larga. Podul care face legătura cu Dofteana este podul peste râul Troduș și va fi un indicator 7,5 greutate, intrare și ieșire, atâta va fi cu 7,5, care astăzi am vorbit cu proiectantul, nu le stabilim noi, și am întrebat, domnule, nu trebuie niște marcaj pietonal? Nu. Se circulă fără marcaj pietonal. Așa prevede legea. Pe pod. Bine. Mai departe, am pus o barieră de restricție a gabaritului. 3 metri, dar ei vor pune 2,80. Deci 3 metri este ea. Am lăsat noi o toleranță, 20 metri. Dar ea va fi de 2,80. Vine ea la cu căruța încărcată, ăla cu butuș, n-are ce căută. Încape boldă excavatorul cu brațul ridicat, așa, în poziția care vedeți că merge pe stradă. Merge căruțele cu fân, dar îi restricționează când vine ăla la petrol cu IC5-ul, n-are ce căuta, și când vine ăla cu dita mai mașina încărcată cu butuci, îi restricționează. Așa? Prevede proiectul. Tonajul este în funcție de propunerea noastră, pentru că noi ne-am apucat pe data de 3 mai 2016 de acest pod și vom fi gata pe 3 mai 2017. Și banii din bugetul local, din spatele oamenilor din Dofteana. Ori noi am făcut pod nu pentru petrol și nu pentru transportatorii de material lemnos. Și vrem să-l avem. De asta am pus 7,5 tone la consultările cu proiectantul. Atât se exceptează, că acolo va fi barieră încuiată, mașina de pompieri. Dacă vine o mașină, 2, 3, 7, Doamne ferește să nu fie cazul, atunci vine mașina de pompieri cu cheia în buzunar și treci pe acolo, dacă nu încarc, altfel. Sunt niște reguli care trebuie respectate. Aceeași treabă și cu podul, cu drumul de mecan. N-aș vrea să mai spui să mă mai audă și ceilalți, dar drumul acces agricol este în proprietatea unității administrative teritoriale și nu are ce căuta să facă nimeni, cei care sunt autori, să facă circulația acolo, pentru că nu. Este drum, acces agricol și nu este categorisit în categoria de drumuri de utilitate comunală, județiene, europene sau naționale. Vă rog să rețineți, știți la ce vreau. Da. Discuții mai aveți cu baza acestor două proiecte? Avizul comisiei? A fost dezbătut. Ambele proiecte de hotărâri. Deci proiectul de completare a inventariului public și de acces pe drumul public.
Cine este pentru? S-a votat cu număr de 17 consilieri. Diverse. Dacă aveți discuții, dacă nu, domnul Vlad. Deci voiam să vă informez cu privire la poliția rurală. Alături de noi se află șeful poliției locale. În ultimul timp am avut mai multe discuții cu persoane din Dofteana care li s-au spart casele, cu persoane din Dofteana care li s-au furat materialele NOS. Este doamna Puștinan, dacă zic bine, nu? Mama lui Nelu Bulzu. Da, Natalia. 2 metri și 3 metri cub de material de NOS din spatele casei. S-au adus la cunoștință organelor de cercetare penală și au început acțiunea de audiere împotriva celor care au fost depistați, sunt martori. Din motivul ăsta, astăzi nu a putut să ajungă poliția rurală aici. Avem 4 polițiști. Primul este domnul Tăbuc și unul a venit de la școală acum zilele astea, care astăzi a început serviciul la postul de poliție Dofteana, încă ceilalți doi care au fost dați prin detașare de la UNEși pe o perioadă de 60 de zile. Orice probleme sunt, vă rog să le spuneți cetățenilor să le semnaleze celor de la postul de poliție, pentru că inclusiv după amiază vor face patrulii în colaborare cu cei de la Târgu Totuș și cu cei de la Părgărești, aducându-le la cunoștință că nu se poate în acel fel. Au început să spargă case ziua, nu se mai sparg noaptea. Au început să se vândă diferite ponturi. Cineva te pândește că ai plecat de acasă și au plecat toți membrii din familie, ziua mă refer, și îi vinde la alții, probabil așa se întâmplă și vine, și numai siguranța cetățeanului de astăzi. Deci din motivul ăsta nu au putut să participe cei de la postul de poliție rurală Dofteana, dar mă gândesc că peste o lună de zile îi vom invita, când ne permite legea să invităm, să-și prezinte un raport de activitate care stă la baza activității postului de poliție rural Dofteana, să ne explice ce au făcut și cum stăm cu acei care ne prezintă un pericol, sunt un pericol pentru cetățenii din localitatea noastră. Deci, dumneavoastră, aveți obligativitatea să stați de vorbă cu cetățenii în audiențele dumneavoastră, să le spuneți că la postul de poliție Dofteana sunt 4 polițiști, la postul de poliție locală, la fel cât sunt 6. Nu v-am spus data trecută, pentru că din discuțiile importante, nici nu v-am spus căci am fixat norma de hrană, o rămas cum a fost anul trecut când ați dat aprobarea, tot 600 de lei. E adevărat sau nu? Așa. Orice probleme, li semnalați și să facă treabă. Treaba pe care o fac ei, lucrează în folosul și pentru cetățean. Despre asta vă spun. Alte probleme pe care vă rog să le spuneți cetățenilor sunt și celelalte. Vedeți, apa am avut de la Dumnezeu suficientă destul. A început să crească iarba pe la porțile tuturor, nu numai la o parte, la toți, să arate comuna așa cum trebuie să arate și cum arată de fiecare dată. Deci să ștundă iarba, să facă curățenie fiecare, au obligativitatea prin lege să facă așa ceva. Prin comisiile pe care le-am fixat de la primărie, prin dispoziția primarului, în baza codului fiscal, care va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2018 cu privire la locuințe, cu privire la terenurile agricole, în fiecare joi avem comisii în teren, atât pe clădiri cât și pe terenurile agricole, suntem obligați să identificăm acele persoane care nu-și muncesc terenul și cum ați aprobat cu impozii de la 1 ianuarie 2018 200%, inclusiv pe clădiri 200%. Cu părere de rău, dacă vă arat ce dosare am și ce poze. Deci nu știam casele astea, că treci din mașină sau treci pe urmă, nu ești pe acel. Dar să vedeți, dacă poți numi case, unele case care sunt răpânate, sau în câmp, cu modernizarea drumului în permanență, m-am dus încolo, tenerele mi le-au muncit nu de un an, de foarte mulți ani. Iar verificările noastre dau rezultate. Vineri, la vizita Inspectoratului de Stat în Construcții și celor de la FIR, care a făcut-o în câmp, erau mai multe persoane care greblau, tăiau cu coasa cotoare dintre alea groasă, le incendiau. În urma verificării de joi, noi vineri am avut vizita în teren celor de la FIR și joi au fost cei de la Registrul Agricol de la noi și le-au pus în vedere și le-au spus despre ce este vorba, le-am transmis și în scris, inclusiv cu poză fiecare, să-și muncească terenul. Nu lăsăm paragenă, să ne mănânce. Știți dumneavoastră, ne întrebăm de ce sunt rozătoare. De asta sunt rozătoare. Tot felul de rozătoare. De asta sunt. Pentru că au și unde sta. Nu? P
prin simplificarea platformelor de care ați văzut, am ridicat din multe locuri, mai avem la pod la Isache, mai avem la Seaca Colom și pe aia ta, și să vedem pe unii mai este nevoie. Acum, marea majoritate care au niște gunoi, când întunică, știu unde îl duce. Nu? Deci vorbim despre situația asta, să mă înțeleagă toți cetățenii din localitate. Să nu mai ducă Pampers, să nu mai ducă produse dintre astea care prezintă un adevărat pericol pentru cei din jur. Să produce o infecție. Exemplu, sub pod la Sirian, acolo. Exemplu, în câmpul Oftean aici, unde are domnul Balcanul terenul, alături de acolo. Și-au permis, s-au dus și lângă scenă aici, că aici era acele contane, numai că i-am găsit cu camerele la vedere, rezumează, spune și asta, și multe altele. Deci să înțeleagă, să le pună într-o căruță, să le ducă la groapa de gunoi produsele, cele care provin din demolări. Acolo se permite să ducă produse care provin din demolări, țâglă, cărămidă, să nu fie cazul să nu mai plătești ăștia la Rompreste. Da. Eu, în mare măsură, v-am spus despre ce este vorba. Am epuizat 27 de subiecte. Vă ascult pe dumneavoastră. Ați văzut că am început modernizarea iluminatului public în Bogata, l-am încheiat cu lemn noi. Am încheiat săptămâna trecută, vineri, Valea Lărgii, până sus. Avem prundul cucuiesc de la Nea Gheorghe Camară, zis Goz, până la Tică Bujor. Și probabil din care le mai avem, vom încheia Valea Câmpului. Și încheiem ceea ce se numește modernizarea iluminatului public anului 2017. Va mai fi de schimbat un bec, când e vorba de astea, când se întâmplă ceva cu astea cu LED, deși o schimbă de tot. Timp de 3 ani de zile, numai că s-a întâmplat una singură, o legătură a fost greșită, nu știu ce s-a întâmplat, că a venit și o schimbată, pe aia o dat-o jos și o luat. Nu avem. În restul... Și pe eficiență, domnul primar? Eficiență ca și costul. Bună, știți ce se întâmplă? Trebuie să lași 2-3 luni de zile, așa tot reactualizează, vedeți, tot reactualizează factorile astea și nu mai știi, e o haravagură, așa. Ca eficiență vreau să vă informez că toate lămpile astea, dacă am pus una lângă alta, am pus una lângă alta, dar nu poți să pui una lângă alta pe care de aici, poți să pui una lângă alta pe pitrul, pe rămea camara acolo. Dacă ulița e strâmtă, mică, ce rost are să vadă în grădină la cealaltă că e strâmtă? Are 3 metri jumătate. Ce rost are? Și atunci pune una, da una, nu? Ca să aibă cât de cât de eficiență. Pe drumurile și arterele principale unde se circulă mult și intens, da. Dar nu am depășit cu nimic, vreau să vă informez, energie electrică, ci se vede că a scăzut. Și noi avem o rată lunară pe contract de 4.000 de lei, 40 de milioane. Este nesemnificativ. Cât plătim noi. Asta este problema noastră. Da. Dacă aveți discuții. Alte discuții? Atunci mulțumim pentru colaborare. Și eu vă mulțumesc la toți. Declar ședința Consiliului Local închisă. Nu pleci.